Salut! Ai pornit mașina dimineața asta și merge în 3 pistoane? Tremură toată mașina? Astăzi vom schimba bobinele de inducție. În acest tutorial am să vă arăt cum se înlocuiesc bobinele de inducție. Vom presupune că deja ați verificat cu o diagnoză auto câte și care sunt defecte. Dacă nu aveți posibilitatea să faceți o diagnoză auto, puteți să le înlocuiți pe rând, până o găsiți pe cea defectă. Oricum, dacă se arde o bobină, în scurt timp urmează și celelalte. În cazul meu, la interval de 20 de minute s-au ars, deci este indicat să le schimbați pe toate. Trebuie să înlăturați doar capacul motorului și aveți acces la bobine. Acest tutorial puteți să-l folosiți pentru motoarele cu cod AZD și BCB pentru Seat Leon 1M, Golf 4 și alte mașini din grupul Volkswagen Audi din aceeași generație. Puteți să ridicați bobina cu două șurubelnițe. Mufa acestea are o clemă sub ea de care trebuie să trageți înapoi, apoi puteți să o desfaceți. Dacă schimbați toate bobinele, este indicat să le păstrați în mașină, pe cele care mai funcționează, pentru orice eventualitate.